A fost sărbătoare mare în județul Satu Mare. Sute de oșeni s-au adunat și anul acesta pe dealul de la Huta Certeze pentru a marca sâmbra oilor. Tradiția transformată într-o serbare câmpenească a atras și în acest an mulți turiști, dar și politicieni. Sâmbra oilor este cea mai mare sărbătoare a oșenilor. Evenimentul este organizat de 10 de ani în Țara Oașului și marchează un moment important în tradiția populară. După ritualul măsurișului laptelui, preoții sfințesc turmele de oi care urcă apoi la stânele de la munte. Tradiția și obiceiurile oșenești atrag în fiecare an turiștii din întreaga țară și politicienii își dau silința în respectarea lor. Din respect pentru dumneavoastră, pentru Țara Oașului, pentru oșeni, am îmbrăcat aceste straie. Oșenii sunt oameni care au înțeles că bunăstarea vine prin muncă. Și dacă sunt plecați afară la muncă, ei se întorc înapoi pentru că în momentul când merg în pământ, ei duc țara cu ei. Poate mai mult decât oriunde oșenii au trăit într-o comunitate și într-o comuniune perfectă cu natura, păstoritul fiind principala sursă de trai și asta nu se uită. Cu siguranță acest lucru v-a făcut să fiți ceea ce reprezentați azi pentru județul Satu Mare și pentru toată România. Oameni puternici și hotărâți, deschiși cu înțelepciune aparte. Toate acestea v-au adus bunăstare și o viață mai ușoară, lucru care se văd pretutindeni în Țara Oașului și care uimesc o țară întreagă. Și Liviu Dragnea a luat parte la serbarea câmpenească. Președintele PSD este fascinat de tradițiile păstrate cu sfințenie chiar și în ziua de astăzi. Te vin cu drag aici pentru că Satu Mare este o zonă în care trăiesc niște oameni minunați. Și orice mică contribuție pe care o poți avea, îți dă foarte multă satisfacție. Este un eveniment foarte, foarte frumos. Noi în sud nu avem așa ceva și venim aici tot timpul să ne inspirăm. După discursuri și demonstrații au urmat petrecerea. Cei mai iubiți artiști din Țara Oașului, dar și invitați speciali, au urcat pe scenă, iar evenimentul s-a încheiat tot pe acorduri oșenești.